Accident teribil în Mehedin. Două persoane și-au pierdut viața în timpul unui accident rutier extrem de violent. Au fost implicate două tiruri și un autoturism. Cele două autotrenuri au fost cuprinse de flăcări, iar șoferul din vehicul a fost carbonizat. Martorii de la fața locului au declarat că șoferul autoturismului înmatriculat în județul Bihor ar fi ieșit prea mult de pe banda de circulație, moment în care a intrat în coliziune cu un tir care venea din sens opus. Un alt tir care circula regulamentar în spatele acestui autoturism de Bihor nu a mai putut evita impactul și a intrat în autotrenul implicat în accident. Impactul a fost extrem de violent, cele două autotrenuri luând pur și simplu foc, iar șoferul dintr-un vehicul a murit carbonizat și conducătorul autoturismului cu numere de Bihor a decedat pe loc. Un alt pasager aflat în vehicul a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. Șoferii de tir erau cetățeni străini, respectiv unul ceh, iar unul bulgar.